ochi să înțeleagă rostul nostru aici. Lăsau în urmă dâre de foc, în cer aprindeau foc. Ape turnau o licoare, de se uneau apele pământului cu cele ale cerului. Am înțeles atunci că nu-i destul să adun cenușa, că istorie culită. V-am citit din volumă. Cel care a vizitat de mai multe ori merge nou. Și vă propun, dacă aveți studii despre opera Ibrizgeană, viața lui Eminescu, are o colecție acolo, a reluat o colecție de până în 99, o colecție Eminesciană, în care au apărut cam tot ce s-a scris important despre viața și opera poetului. Îi puteți trimite manuscrise, le și citește, foarte atent asupra editură din România, cu capital de stat, este finanțată de primăria. Vă spuneam despre cele nouă reviste anumite, dar să știți că în România sunt foarte multe reviste, nu mai cele nouă. Aproape fiecare județ, fiecare oraș important are o revistă. Și la noi a fost greu în primii ani după Revoluție, pentru că s-au tăiat toate finanțările, pentru că nu mai existau acele organisme care dirijau fondurile, care cereau o anumit fel de scriere. A fost, dacă vreți, o revoluție culturală în viața asta, chiar dacă noi nu vrem să recunoaștem, nu vrem să vedem. S-au rupt mai multe generații, s-au dărâmat mai multe mituri ale scriitorilor, dar să recunoaștem cei mari care și el a fost oarecum ucis, pentru că au vorbit cei ce n-au vrut noi comuniști să audă și a fost el abandonat într-un spital. Cu o afecțiune foarte simplă. Aia nu se vorba. Cam asta e. Dar cred că suntem pe un bagaj foarte mare.